Adrian Nestase. E irespectaculos după alegerile din Rusia, cam cum s-a întâmplat la noi cu Liviu Dragnea. Fostul premier Adrian Nestase a comentat luni, la Antena 3, rezultatul alegerilor prezidențiale din Rusia, făcând trimiterea la marele absent de la aceste alegeri, Alexei Navalnui, principalul opozant al actualului subliniere-șef al statului. Puncte adevărat ce a lipsit candidatul care era așteptat să reprezinte opoziția, Alexei Navalnui. Acesta, având o condamnare cu suspendare, nu a fost lăsat să candideze. Cam cum s-a întâmplat la noi cu Liviu Dragnea, care nu a putut, într-un fel ce s-a întâmplat și cu mine, a spus Adrian Nestase luni, la Antena 3. Rusia a organizat duminică alegeri prezidențiale. Peste 55 de milioane de ceceni sublinierei au votat pentru Vladimir Putin. Marele absent al acestor alegeri a fost Alexei Navalnui, liderul opoziției din Rusia, căruia a fost interzis să candideze în cadrul alegerilor prezidențiale din cauza unei condamnări. La startul cursei electorale au fost aliniați 8 candidați: Vladimir Putin, independent, Vladimir Jirinovski, Partidul Liberal Democrat, Pavel Grudinin, Partidul Comunist, Grigori Avlinski, Iabloco, Boris Titov, Partidul Crei subliniere Terii, Sergei Baburin, Uniunea Națională a Rusiei, Maxim Suraikin, Comunii subliniere Tii Rusiei, subliniere Ixenia Sobciak, Inițiativa Civică.